Salutare, dragi mei! În clipul acesta vreau să-ți spun ceva ce am, am început să cred foarte mult în ultima vreme. Și nu este deloc ceva nou, dar este ceva ce am început să aplic. Este ceva ce am început să manifest mai mult la nivel de. De trăire. Și cum am început să, să fac asta, vreau să-ți mărturisesc că pur și simplu lucrurile se schimbă. Este vorba despre acest concept despre care și eu am mai vorbit în postările mele și în alte clipuri, dar despre care vorbește foarte mult și poate mult mai, mai profund și cu mai multe explicații. Marius Ghidel și geopană și nu sunt singurii. Pe ei am descoperit eu, dar sunt sigură că mai sunt oameni mulți care fac asta, mai știu și eu câteva nume în jurul lor. Dar tot ascultându-i, mai ales pe Marius, în ultima vreme, legat de această idee, care a fost într-adevăr o idee multă vreme, știi cum e, la început îți place un lucru, îți place o idee, când citești o carte. E, îmi place estetica ideii, ce frumos spunem, nu? Ce frumos, ce frumos sună, e minunat. Pentru că avem această, acest instinct, această, cumva instinctul acesta divin din noi care apare și se bucură la ceea ce rezonează pe moment. Pasul doi ar fi să înțelegem rațional care este mecanismul, cum stau lucrurile, cum ar trebui să fie. Știi, înțelegi cu mintea, ca la matematică, când înțelegi uh, o regulă de matematică sau când înțelegi cum se face înmulțirea, da? Sau cum se rezolvă o problemă de reducere la simplu, da? de uh, nu mai țin minte exact problemele, nu am fost nicio bună matematiciană. Însă, mi-amintesc că la uh, algebra aveam o, aveam o logică foarte bună. Uh, ok. Pasul 3 uh, ar fi să începi să vezi cum poți tu aplica acel lucru în viața ta. Aici, de obicei, întâlnim cele mai multe provocări. Nu-i așa? Ne este cel mai dificil să integrăm, de fapt, ceea ce am învățat cu mintea în viața noastră, care înseamnă um, trup, nu? Acțiune înseamnă relație, înseamnă vibrație, înseamnă trăire tot timpul, înseamnă um, acțiune. De, de cele mai multe ori aici nu știm, pentru că fie nu am înțeles corect în pasul 2 cum stau lucrurile, fie uh, în, pur și simplu ne uh, întâlnim cu uh, cu acele tipare din noi. Tipare mentale pe care tu, prin educație, le-ai introiectat și s-au um, și-au creat acolo niște șanțuri neuronale în creierul tău și atunci ele uh, sunt primele care ies la iveală uh, în reacții. Da? Așa că nu te condamna, nu te învinovăți când începi să, când îți vine să dai o palmă sau să înjuri sau, nu știu, să judeci sau să-i să spui vreo două. Că, de fapt, asta ne. Nu de cele mai multe ori, ne vine să reacționăm. De fapt, despre asta e ego. Pe păi ce eu sunt mai mic decât el? Pe păi ce e mai mare decât mine? Este o luptă pe cine e mai mare. Între ego. Între egouri. Și fiecare vrea să fie cel mai mare. Dar gândiți-vă la propoziția asta, cel, la această sintagmă, cel mai mare, în primul rând, nu există cei mai mari. Da, e cel mai mare, ar trebui să fie o singură persoană. Și dacă doi se bat, cu siguranță se, se presupune că ar fi doar un câștigător, nu? Gândiți-vă dacă șapte miliarde de oameni vor să fie cel mai mare. Nu se ajunge la un război mondial că toți vor să fie cel mai mare, adică să ocupe acel singur loc de cel mai mare. Nu se poate, da? Și atunci, uh, Marius Gidel spune foarte, foarte bine că absolut tot ceea ce uh, se întâmplă uh, pur și simplu este uh, o reflexie a, a interiorului tău. Deci tot ceea ce se întâmplă în exterior este doar o reflexie a interiorului tău. Um, și câtă iubire oferi, atâta iubire primești înapoi. Și că avem de făcut exact pe dos de ceea ce vor majoritatea oamenilor, adică să fie cel mai mare și anume să fie cel mai mic. Deci tu trebuie să fii exact împotriva valului și anume să, să vrei să, să ai cel mai puțin, să vrei să fii cel mai mic. Să vrei să fii uh, cel din urmă, cum spune și Isus la un moment dat, nu? Cei de pe urmă vor fi cei din tăi. Adică să nu ții la tine, cumva, la acest tine care este ego-ul tău. Oamenii ar muri numai să-și uh, să salveze ego-ul. Cine își va uh, salva sau cine va vrea să-și câștige sufletul, îl va pierde. Da, Adică cine va lupta pentru sufletul său, pentru dreptatea sa, pentru eul său, pentru odihna sa, pentru acumularea asta de bogății atunci va pierde. În ultimii ani buni am căutat să să aplic lecțiile acestea și mărturisesc că am avut multe de de bolit așa de pătimit din cauza egoului. Uh, au fost și ani uh, frumoși, chiar ani, uh, aș putea spune 2011-2002 uh, 2011 a fost cred că cel mai, cel mai bun. 2010-2011 așa 2012 mai puțin. mi amintesc foarte bine cum aveam uh, săptămâni întregi când pur și simplu trăiam uh, cu foarte puțin. Uh, cum mă duceam uh, dintr-un oraș în altul, fără să știu exact uh, la cine voi sta. De cele mai multe ori, și tot timpul eram primită, primită cu mare iubire de, de toți cei care, nu știu, știu cum îi cunoșteam. Uh, eram uh, voluntar la Asociația Provita uh, și uh, atât știam că mergeam din oraș în oraș cu ei, eu nu fiind un membru. Uh, Important sau vreo, vreun susținător al vreunui discurs, pur și simplu îi cunoștea pe oamenii aceia și uh, se făcea cumva că reușeam să, să vizitez uh, oameni, orașe, să, să mă las în voia lui Dumnezeu cu totul. Uh, pe urmă. Au apărut gânduri multe de, de nesiguranță, de îngrijorare. Acestea la mine sunt cele mai întâlnite. Asta e lupta mea, pentru că eu sunt o structură anxioasă. Și atunci, bineînțeles, că luptele mele vin din zona asta, a îngrijorării și a regretelor. Adică mă duc și în trecut, regret trecutul, îngrijorare pentru trecut se numește regret, îngrijorare pentru viitor se numește îngrejorare da? sau anxietate sau stres, da? Uh, și la acest pachet mai venea și starea asta de nemulțumire, așa, cu, cu, ce, uh, cu ce am, că ar trebui să am mai mult, veneau tot din, uh, din ego. Mm, da, mai puțin decât starea de îngrijorare, dar pentru că venise starea de îngrijorare. Începusem să mă gândesc că, vai, eu unde voi locui pe termen lung, vai, voi găsi o casă, voi. Pentru că mă uitam așa la mine și la cei din jur și erau niște diferențe foarte mari de, de trai. Și știi că e foarte greu să nu te compari, măcar la început, de drum spiritual, să zic. E foarte la îndemână să ne comparăm cu ceilalți și să știți că până la un moment dat nu e rău, pentru că așa ne cunoaștem pe noi. Um, un alt motiv bun pentru care e bine să te compari la un moment dat pe care îl spun și specialiștii uh, cercetătorii uh, în psihologie, e că uh, când vezi că celălalt e mai necaz decât tine, uh, pe moment uh, ai un confort uh, psihologic, da? Uh, și te gândești că uh, tu Ești totuși mai bine. Dar nu în sensul de a râde de celălalt sau îl disprețui, ci doar uitându-te la, la suferințele celor din jur, poți să-ți dai seama că tu totuși ești binecuvântat și că uite ce bine că nu ai totuși suferința aceea și că se poate și mai rău oricând. Și cumva, pe moment, acest lucru te odihnește așa mental. Uh, sigur, e important să nu rămâi la acest nivel și să te uh, concentrezi pe, uh, pe, pe tine, pe, uh, pe starea ta și, uh, și pe cât poți tu să, să acumulezi. Uh, sau să nu să acumuleze, să fii, în primul rând, și apoi să să acumule. Dar vreau să spun să, să, să te accentuezi pe tine, fără a te mai compara. Um, și acum o să încerc să, să mă duc spre final, povestindu-vă puțin din uh, ceea ce mi s-a întâmplat mie în uh, ultima vreme, ca să vă, să vă spun cum funcționează pentru mine uh, sau cât de bine, sau cât de rapid uh, funcționează, să spun așa, legile astea divine, când începi să le înțelegi și să le aplici. Uh, de, de curând, de, de puțin timp, uh, am semnat un contract cu, un, uh, cu o publicație foarte cunoscută, nu, nu vreau să dau nume. Uh, și. Uh, Ok, uh, ce să zic, uh, angajarea nu a decurs foarte lin. Uh, Mi-au mi spus că da, sunt uh, angajată, uh, am făcut câteva interviuri, uh, dar apoi au început să apară niște uh, mici, să zic așa, mici, mă rog, mici mari, uh, ne piedici că nu aveam PFA-ul pe care să scrie și exact ceea ce voi face cu această publicație, adică să scriu. M-am dus la Registrul Comerțului să mai adaug un CAEN de acela ca să pot să fiu în regulă după ce că m-am dus, am stat la coadă, simțeam așa energetic, și când simți că ceva nu funcționează și nu la modul că nu ești tu destul de descurcărești, ci pur și simplu parcă îți stă universul împotrivă să nu faci chestia aia. Că, nu știu, oamenii îți răspund așa cumva, totul se trăgănează, se amână, scozi lungi, știi, ți-e ți greu să... Așa și, și o stare de că nu faci ceea ce trebuie cumva. Mie mi s-a întâmplat nu numai o dată. Dar totuși eu m-am dus înainte, cu tot cu aceste semnale. M-am dus, oricum am pierdut vreo o dimineață întreagă pe la Registrul Comerțului. Am stat, am depus, am mai venit și a doua zi pentru că nu reușisem să mi iau toate actele necesare pentru a depune. M-am dus și a doua zi, am stat, cu greu am reușit să-mi iau acel bilet final. Uh, cu data la care va fi gata solicitarea. M-am dus la sfârșitul săptămânii uh, trecute. Uh, în primul rând, eu am semnat un contract cu o anumită dată și uh, uh, deci cu o anumită dată și nu am început să lucrez de pe data aceea, culmea. Uh, S-au tarăgănat lucrurile și abia au spus că abia de luna viitoare, adică de luna asta, ar urma eu să încep să lucrez. Deși, urm, teoretic, prin mail, primise mesajul că voi începe de luna trecută să lucrez. da Vă spun doar așa uh, niște lucruri ca să vedeți finalitatea, finalul. Și... Bun, și... Uh... Am făcut lucrurile acestea pentru că uh, sunt obosită puțin acum, uh, pentru că acum trei zile când m-am dus să-mi iau cu biletul să-mi ridic solicitarea, după ce că am stat la o coadă foarte mare și am întârziere pentru că trebuia să ajung să o iau pe Cristina uh, de la grădiniță, pentru că m-a sunat disperată doamna asistentă că trebuie să vin să o iau pentru că avea mucozități, am stat la o coadă, simțeam o mare apăsare pe suflet, o mare apăsare energetică, o energie ap apăsătoare Și totuși am stat la coada aceea, deci eu cam fac împotriva energiei Cred că de acum o să, o, să, o să ascult ceea ce îmi spune această voce, care pe care dacă nu o ascult, se pare că mă apasă foarte tare Um, am stat la coadă ca să-mi spună doamna de acolo, s-a amânat dosarul dumneavoastră, din ce motiv, s-a să uitat ea pe acolo vreo 5 minute, că nu știu ce vă trebuie um, o aprobare de la asociație de proprietari. Cum să întrebească o aprobare de la asociație de proprietari? Pentru că asta mi-a trebuit la întocmirea PFA-ului. Cum să străbuească la adăugarea unui nou caen aprobarea uh, proprietarilor? Adică proprietarii uh, din uh, acea clădire, din blocul unde eu îmi desfășor activitatea, uh, să fie de acord ca eu să scriu pentru o publicație. Vă <laughs> dați seama că logica nu prea a funcționat, s-a părut absurd, foarte absurd, dar am lăsat-o așa pentru că mă grăbeam. Și nu am reușit, deci, până la urmă să-mi uh, rezolv treaba cu PFA-ul. Și, ca să termin povestea, um, am primit un mail de la uh, șefa directă, cumva, cu ce am de făcut, cu planul editorial și așa mai departe. Și. Um, Nu am răspuns la mail pentru că nu, nu îmi spunea asta să, să-mi răspund, ci doar era un mail și îmi spunea ca până luni să trimit subiectele. În primul rând, când am primit mail-ul, vă spun, um, l-am citit, că adică am făcut ce era normal de făcut, dar parcă nu era pentru mine. Aveam senzația, aia, o senzație stranie, știi, uh, de. Parcă nu mi-a adresat mie, parcă o citeam ca, ca un strân, ca un om care citește, care nu citește ceva pentru sine. Simțeam că parcă nu e cu dedicație pentru mine, că nu mă conectez, nu e ceva ce am eu de făcut. Am senzația asta, știi? Mi -a zis zic ok, e doar o senzație din nou, dar eu asta am de făcut pentru că o să iau niște bani de la ei și știi cum? Te duci pe gândurile astea lumești fizice, așa, al lumii fizice. Bun, n-am răspuns la mail, am zis că o să lucrez sâmbătă, urma să lucrez sâmbătă la aceste subiecte și să-i trimit uh, sâmbătă. Am primit un, pe WhatsApp un mesaj de la ea, vreo două, de fapt, așa cu prea propoziții uh, spuse asertiv, dar parcă în spate era ceva acolo uh, supărare. Că ți-am trimis acum câteva zile niște mail-uri. Nu mi-ai răspuns, eu nu o să-ți să-ți fac luni uh, training-ul, că nu am timp. Uh, e foarte dificil uh, dacă tu nu comunici cu noi, uh, trebuie să comunici. Asta mi-a scris, cred că și pe mail, mi-a trimis și un mail și două ma mesaje pe WhatsApp. Uh, în, con uh, lucruri, uh, în, în condițiile în care uh, nu mi spusese să-i răspund la mail, adică pur și simplu mi-a dat niște informații le-am citit și mi-a spus pe luni aștept acest plan editorial și după am primit acest mesaj pe WhatsApp de ce nu mi-ai răspuns la mail și uh, toate astea și după i-am spus că da o să, uh, am citit mail-ul dar o să-ți o să, o să trimit în seara asta seara seară frumoasă, sau seara bună am spus nu, aștept să-ți să 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 citești mail-ul cât mai des să răspunzi la tot, să, să scrii ce probleme eventuale ai și așa mai departe. Ok, n-am răspuns nimic, să stilul ei. După care m-am -am dus pe mail și am scris că, ok, am înțeles că trebuie să. adică că tu vrei să. că îți mulțumesc pentru faptul că mi-ai înștiințat de așteptarea ta de a-ți da un reply la fiecare mail. Și după aia am întrebat-o și alte lucruri. Și când am trimis acest mail, mi-a zis, ok, nu e cazul să mă iei la mișto. Eu i-am trimis un mail în care am spus, îți mulțumesc că m-ai informat de așteptarea pe care o ai de la mine. Eu, eu așa vorbesc. Aici, mulțumesc că mi-ai spus care este așteptarea ta de la mine. Pentru că sunt la început unei colaborări și am nevoie să știu care sunt așteptările voastre de la mine. Da? Nu i-am mai răspuns, dar ți-am zis, în tot timpul ăsta au, au fost stările astea de care ți-am spus. Mă simțeam și, și obosită să mai fac ceva. Am zis că o să fac ori mâine dimineață, ori luni dimineață. Ideea este că am primit înapoi un mail, am spus, -am spus nu e cazul să mai la mișto. Și încă unul, Desfințăm contractul. Da, desfințăm contractul. În condițiile în care eu în dimineața aceasta i-am cerut lui Dumnezeu cu lacrimi în ochi să se ocupe de toate aspectele din viața mea, să mă pună pe linia asta a sufletului, că eu am un ego foarte mare. Și că am nevoie de ajutorul lui foarte mult ca să poată să mi-l mi zdrobească cumva, să, să, să pot să fiu mai hotărâtă și mai constantă pe linia aceasta a Sufletului, a sinelui Divin. A, 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 a să nu mă mai revolt, să nu mai a, țip la copii, să nu mai critic, să nu mai judec, să iubesc și să iubesc și să accept absolut. Tot ce vine din exterior, și tot ceea ce apare în mine. Și s-a întâmplat lucrul acesta. Și încă un lucru pe care vreau să-l spun, dacă mai aveți puțină răbdare cu mine, dar cred că merită, pentru că este târziu și la mine acum când fac filmarea. Dar credeți-mă că vorbesc, sufletul mă, mă ține trează, corpul e foarte obosit, și deja mă dor aici arcadele și zona cortexului prefrontal. Uh, copiii mei și în general copiii cred că sunt niște oglinzi foarte, foarte, foarte bune. Adică dacă tu vrei să lucrezi cu tine, fă copii și uite-te la ei. Ei uh, sunt cei care îți uh, luminează întunericul. Și acum vă spun cazul, cazul concret. Uh, Cristina și Andrei, copiii mei pe care multe dintre voi mămiți deja uh, îi știți, din povestirile mele, din poze, din tot ce am mai zis despre ei. Um, deci, fiecare dintre ei, dragii mei, îmi arată, cu siguranță mi arată, ceva din mine. Și acum eu o să fac un exercițiu, așa cum am făcut și până acum, dar poate că acesta va fi și mai mare de vulnerabilitate din partea mea. Um, și apropo de vulnerabilitate, vă recomand o carte care este chiar aici, lângă mine, pe pat, pe care am început să o citesc de curând, alături de altele, pentru că așa fac eu. Vă recomand și vouă, Brené Brown, Curajul de a fi vulnerabil. E o carte foarte frumoasă, scrisă așa pe înțeles oricui și o citesc eu ca psiholog, dar cred că oricine e interesat de dezvoltarea personală ar putea să o înțeleagă. Uh, copiii mei uh, mi arată exact lucrurile la care eu am de, de lucrat. Uh, o să încep cu Andrei, cel mic, de 3 ani și 7 luni. Andrei, uh, Andrei se supără foarte tare când nu iau ceva. Uh, pur și simplu țipă, țipă țipă foarte, foarte tare. Deci, țipă și pe stradă, și țipă și în casă, când nu e. Dă din piciorușe, nu face tandem, nu se, nu se tăvălește pe jos, dar are un țipăt foarte mare, cu care el crede, acum mi-am dat seama că ăsta este semnificația, încearcă să controleze. Deci, prin acest țipăt, încearcă să mă controleze, ca eu să-i ofer ceea ce el își dorește foarte mult. Nu acceptă, sau cu foarte mare greutate acceptă cuvântul nu. Nu ai voie. Nu, nu, nu. A început de curând să mai acceptă puțin, acum îmi dau seama la când îi explic foarte, foarte mult și cu multă empatie. Cu multă căldură și foarte conectată cu el, atunci ascultă. Nu arată că a ascultat, dar pur și simplu pleacă, adică nu mai face țipătura acela. Un alt lucru pe care îl face este să jignească sau să critique atunci când din nou nu-i convine ceva. Deci, tot pe aspectul acesta de, de, de voia mea. Deci vreau să se facă voia mea, dacă nu se face, controlez. Uh, ești cea mai rea mamă, ești o mamă urâtă. Uh, bineînțeles că vine la pachet și cu partea aia când e bun și drăguț și spune ești o mamă bună, ești cea mai frumoasă mamă și vine și mă pupă pe o praz. Dar e și partea aia cu ești cea mai rea mamă, ești, ești, o, ești o mamă urâtă. Uh, da, eu... Uh, mi-am dat seama că nu pot să rezolv altfel decât dacă pur și simplu stau și îl văd și, ved, și să mă vadă cum stau pur și simplu zen așa și mă uit la el fără să, fără să, să, comentez nimic. Adică vreau să învețe dacă învață sau pur și simplu să ia acest model că se poate sta și așa în fața adică liniștit, nemișcat, conținut, uitându-mă doar la, la mine cu foarte mare greutate, vă spun că am reușit de câteva ori să fac asta. În rest, mă dor urechile încât, efectiv, simt că se mișcă timpanul când el țipă. Deci, și mi se mișcă puțin urechea, adică e, e un țipăt foarte, foarte mare. Țipă din toate, din, îi se uh, strânge aici vena, venele de aici, de la, de la gât. Are un signal foarte puternic. Deci e un țipăt de, de foarte mare parcă neputință sau... Uh, ceva ce, ce el ca să se controleze puternic. Deci îmi dau seama că e un control puternic, cel puțin în, în, în predispozițiile mele de control, deci în zona asta de ego e, e controlul, deci asta mi-o glindește el. Apoi e și o zonă de agresivitate, pentru că când nu-i convine ceva pe lângă faptul că țipă, critică, jignește, mai și lovește. Deci Vrea să se răzbune cumva. Um, și. Um, da, mi-a zbărat un pic gândul la altceva. Um, și. Vrea să se răzbune. Da, de deci ce și chestia asta? Um, Bun, asta e, asta e la el, în principal, deci controlul și agresivitatea. Iar la Cristina, la Cristina e salvatorul foarte puternic. Simte nevoie să salveze situațiile care par că se duc înspre, nu știu, eșec sau oameni răniți sau plâns sau... Îi se pare că s-ar duce discuțiile înspre acolo și a imediat reintervine, o văd cum intervine, să repare că pe, când pe unul, când pe altul din, din interlocutori. E foarte prietenoasă, foarte sociabilă și e normal că îi vine de minune această predispoziție de salvator. Um... Și atașamentul, atașamentul um, foarte puternic de mine, ea încă la 5 ani jumate nu e foarte fericită să meargă la grădini și zice vrea ca să stea cu mami. Um, um, eu sunt sigură că sunt și lucruri foarte bune pe care noi le-am făcut împreună împreună 2 ani și mă duc cu gândul că și de acolo, adică ea își dorește să stea cu mine și pentru că știe că face lucruri foarte faine cu mine. Eu am lucrat și cu cei mici o perioadă și am învățat și activități, dar și să stau cu cei mici și mă pricep așa. E greu când ești mamă full-time, atunci și cu doi. E, se schimbă altceva, le-am zis multor oameni că una e să fii mamă, alta e să fii educator. Um, și cam asta ar fi cu ea. Ceea ce este și la mine, adică o dependență. Atașament, când spun atașament, mă gândesc la o dependență de celălalt, o lipire așa patologică aproape de, de cealaltă persoană. Uh, și cu siguranță ele sunt la mine. Adică de asta mă înfurie atât de tare și mă irită atât de tare, pentru că ele sunt în stare, uh, o parte de latență, în altele de activare în mine deja. Și noi, adulții, avem, avem moduri mult mai subtile decât ei, de a le manifesta, controlul și atașamentul și așa mai departe. Nu sunt ca ei, da? Cu plâns, cu țipăt. Noi avem țipetele noastre mai subtile, care au cuțitele așa sub centură, să zicem, și acolo ele trebuie identificate și observate și lucrate cu ele. Asta am vrut să vă mărturisesc, că funcționează 100% această, acest concept, această lege a Universului, că efectiv tot ceea ce vine din exterior în, în, înspre tine e ceea ce ai tu de vindecat, pentru că ei sunt vindecătorii tăi, ei sunt doctorii tăi. Nimic nu se întâmplă întâmplător așa în Univers. Dumnezeu știe de tine foarte bine și de sufletul tău și caută dacă tu ții conectarea cu El de dimineață până seara să te ducă exact pe calea cea bună, chiar dacă e aparent, pare rău, pare rea, pare negativă pentru oameni pentru cei mai mulți oameni da cum da, tu voi să te angajezi, da, tu voi să te măriți, deci pare așa uh, absurdă cumva și de neexplicat uh, cu explicații de astea logice uh, când se întâmplă, dar uh, la nivel subtil, la nivel divin,